Bună seara, bun găsit în trenul de noapte, vă spun Bubanu și Pali de la RNTV. Bună seara, bună seara. Mamaie, Cher, la tine rare flair. Vedeți și voi că asta este tema. Cher în flair. Este, da, Cher o figură. Da. Una dintre marile nume ale muzicii. Mai mult așa pe showbiz decât... nu știu, pe muzică în sine. Adevăratul sens al cuvântului. Ca valoare intrinsecă, asta vorbesc din punct de vedere personal, că nu. Una e Led Zeppelin, de exemplu, că na, și Cher vine tot din perioada aia minunată a muzicii, în care, într-un timp extrem de scurt, în vreo 20 de ani, nu știu cum naiba s-a făcut, de omenirea a strâns într-o perioadă atât de mică, atât de multe nume mari. Da? Care au făcut muzica. A fost un muzica care bun, va rămâne, da, asta va rămâne, muzica asta va rămâne cât va fi pământul și chiar și dincolo de treaba asta. Bun, o să vedem noi cu Cher care e treaba. Deocamdată, zepele.ro, începem cu o știre de aici, de la ziarul ploiești.ro. Box, două medalii de argint și una de bronz la Cupa României de la Brăila. Da, ziarul ploiești.ro, palmares meritoriu al sportivilor ploieșteni acolo la Băina, vedem detalii un pic mai târziu. Prahova prezentă cu două comune pe platforma România Atractivă, ce-o mai fi și asta, vedem, tot ziarul ploiești.ro. Mie mi se pare așa, puțin, că România Atractivă, am intuit noi despre ce este vorba și Prahova este un județ frumos. Da. De ce doar două comune? Dar o să ne dăm seama din articol de ce. Nu ține doar de frumusețile locului aici. Da? Ține și de capacitatea de a da drumul la treabă autorităților, de a munci. Trebuie să faci niște proiecte acolo ca să obții niște bănuți și să intri în România Atractivă. România pe ultimul loc în UE la ponderea absolvenților de facultate. Păi cum facem asta? Cum? Că acum când e infinit mai ușor decât și mare înainte. Da? Da. Actualitatea prahoveană.ro, de aici am luat titlul. De pe republicanews.ro, Danemarca închiriază o închisoare în Kosovo pentru deținuții non-UE. E restanța de ei. Discriminare! Se aude de acolo, din spate. Păi atica, ce-i asta? Atica! Dar ce-i asta? Cum adică? Da. Adică dacă fac nasoare în Danemarca, fac pușcărie în condiții de lux, că ați văzut ce centre de detenție au ăștia, da, prin nordul Europei. Dacă ești cetățean UE. European și am drepturi, bineînțeles. Dacă sunt cetățean neeuropean și nu am drepturi, mă trebuie să Non-UE. Da. Dacă sunt țări din Europa care nu sunt în UE. Mă trimite ăștia să fac pușcărie în Kosovo. Da. Nu e corect. De ce? Așa e, da. S-au dat și ei seama că nu prea mai pot. Cum ar zice românul, le-a ajuns cuțitul la os. Dar trebuie să o facă tot politică corect. SRI, despre cazul ploieșteanului acuzat de trădare, începând cu anul 2022, cetățeanul român a colectat informații cu caracter militar, datele au fost transmise către diplomați ruși, tot o restanță de ieri. Da, actualitatea prahoveană, vorbim despre cazul spionului ploieștean. Da? Era un film, l-au tradus ăștia, spionul care mi-a tras-o. Da. Ok. Vedem, o fi fost, nu o fi fost, ceva așa cum discutam încă de la emisiunea de ieri seară, nu prea miroasea bine, adică felul în care s-a acționat, mă rog, da, discută la momentul. Da, că l-au dat prea repede, așa, la presă, imediat, dar probabil că au considerat că e unul foarte mărunțel, așa, și ce a făcut și el a făcut și gata, luați-l de aici, mai multe noi n-avem ce face cu el. Gândindu-ne, evident, la posibilitatea de a-l întoarce din drumul lui către est și să-l facem agent dublu, de exemplu, dar mirosea Putin, îl mirosea, de aici îl mirosea, nici nu se deplasa, din casă, din Ploiești îl lua. Cher, adevăratul, ultima știre, Cher, adevăratul motiv pentru care se întâlnește cu bărbați tineri. Zice Cher, cei de vârsta mea sunt toți morți. Mi-a plăcut răspunsul. Foarte spiritual, frumos, da. Dar un pic hoață. O să vedem noi. Da. Îi demontăm chestia asta lui Cher imediat. Uite de pe Pro-FM, da, .ro, da. Am luat știrea asta. Cher a dat cu Cher, în ceea ce privește dragostea de-a lungul carierii sale. Da. A tot dat cu Cher. Cher a vrut să arate că iubirea n-are vârstă, dar a demonstrat că sexul n-are, nu cunoaște bariere, până la urmă. Deci asta a făcut el. Vedem în articol. Hai să începem cu boxul. Două medalii de argint și una de bronz la Cupa României de la Brăila, scrie zepele.ro. Pugiliștii de la CSM Ploiești au obținut două medalii de argint și una de bronz la Cupa României la box pentru tineret și seniori
sub 22 de ani. Competiție desfășurată la Brăila, la care antrenorii Titi Tudor și Adrian Pârlogea au înscris în concurs 5 sportivi, 1 la seniori sub 22 de ani și 4 la tinere. Da, Georgian Călin a obținut medalie de argint la categoria 63,5 kg, asta semnând seniori sub 22, după ce l-a învins în semifinală pe Dumitru Secetă, mă rog. Și a pierdut finala cu scorul de 5-0 în fața lui Ionuț Chiriac de la CSM Iași. Cam categoric. Da. A pierdut-o, da? Secetă ăsta, săracul, probabil că o fi Secetă la el în vitrină de trofee, da, știu. Cine, a pierdut la sportivul nostru. Argint a câștigat Daniel Gheorghe. Gheorghe. Daniel Gheorghe la categoria 63,5 de kilograme. Tineret. El trecând în sferturi de Gabriel Simion de la CS Botoșani prin RSC, Referee Stop Contest, când oprește arbitru bătălia. Lasă-l, da. Nu e nici knockout, nu e nici knockdown, a oprit arbitru RSC în repriza a treia și în semifinale, iată, de Ștefan Băncilă, CSM Brăila, a trecut la puncte cu scorul de 4-1, după care a pierdut finala cu Adrian Grigorie, CSM Brăila la puncte și aici, iată, sportivul nostru a pierdut categoric cu același scor 5-0. 5-0, da. Ca de și Dalia Georgian. De bronz a fost adjudecată de Mihai Narcis la categoria 67 kg tineret, care i-a învins pe rând pe Aslan Mahmud de la CSM Brăila prin abandon în prima repriză și pe Robert Munteanu de la CSM Vodar prin KO. Da, knockout ca lumea, frate. Iată, frumos. Deci dar a pierdut în semifinală în fața lui Andrei Boțoi de la Râmnicu Vâlcea la puncte, scor 4-1. Hai să vedem și o poză cu frumoșii sportivi și cu Nea Titi Tudor, da. Prezent întotdeauna acolo unde este vorba despre box. Da. Deci pe Titi Tudor n-avem cum în Ploiești să vorbim de box fără Titi Tudor. Păi nu, este clar. Da, da. Foarte, foarte frumoase pozele. Bine, și acolo un copilaș s-a trezit, e în pijama, observăm în poza din mijloc și umbla prin casă, da, da, acolo, pe la podiu. Tocmai se trezise, nu știe spre ce. Baie, nu știu. Dar se ducea spre baie, dar da, ce cu oamenii ăștia pe aici, ce fac ăștia? Ok. Da, felicitări tuturor. Ok. Ia să vedem. Prahova prezentă cu două comune pe platforma România Atractivă, zepele.ro. A fost lansată așadar platforma multimedia România Atractivă, partea Planului Național de Reziliență, Redresare și Reziliență. A, nu știu, pe ăsta mă gândeam că Planul Național de Redresare și Reziliență include autostrăzi, infrastructură, să ne dea UE bani ca să ne redresăm și noi, să ne ridicăm un pic. Asta ține mai mult de partea culturală, care oricum în România este vitregită, da? Sănătate, cultură, sport, astea, da, trei domenii sunt bătaie de joc în România. Da? Mă rog. Asta, România Atractivă, are ca scop ca turiștii să poată descoperi noi destinații de călătorie în țara noastră. Da? Și autohtoni, turiștii ăștia neauși de pe aici și ăia de pe afară. Au fost imaginate 12 rute tematice, cu peste 270 de obiective turistice, în cadrul cărora se pot depune proiecte și primi finanțări europene. E, aici am înțeles de acum perfect, da? Da. De ce doar două comune din Prahova? Pentru că trebuie să te zbați, tu ca autoritate publică. Uite, dacă ne ajută colegii din regie, am intrat pe site-ul ăsta, e o platformă. Trebuie să faci, depui niște proiecte, să le gândești și după aia să iei niște bani. Au și o aplicație care și că ar funcționa. Site-ul merge, culmea. Da. Da? Dacă se poate, dacă nu. Uite, România Atractivă. Frumos. Foarte frumos. Aici avem categoriile, rutele, practic. Da. Uite, ruta Curio, ruta ca așa. Ruta gastronomiei tradiționale și aici putem descoperi ceea ce spuneam noi despre bucătăria așa. Imediat, uite. Cașcavelul din Prahova. Da. Cașcavelul, păi o să vedem imediat. Da. În articol. Că este prins asta Valea de Oftanii cu muzeului, foarte frumos reprezentat. Da. Geoparcul. Da, da, pus la punct. Dar îmi place site-ul, este aerisit. Aerisit, e okay. Funcționar, e ok, în picioare. Cârnații de pleșcoi, ia uite, am văzut un preț la cârnații de pleșcoi, 70 de lei kilo. Aseară. Dar în supermarket, nu așa.
Dar știi ce? M-am uitat la ei, nu păreau a fi. Eu îi știu pe aia bine. Adică că eu... ești, ai avut contact cu... Eu am avut contact cu ăla care era mama cârnaților de preșcoi. Da. Da? Și ăștia din supermarket nu arată deloc a cârnați de preșcoi. Da. Dar prețul 70 de lei kilogram. Da, mie nu-mi face bine să mă plimb între, între pozele astea. Că, da, tu gram, vrei să ne chinuim. Asta da. E. Plăcintele alea din Apuseni, țin minte, mamaie unguroaică îmi făcea când eram mic, plăcinte de-alea cu brânză sărată și mărar. Da. Nebunie, mâncam de-alea, nebunie. Atenție, cu brânză sărată, eu fiind un sclav al dulcelui de când mă știu. Da, alea erau puținele, da, bunătăți de-astea culinare, care nu erau dulci, și le, dar totuși le mâncam. Da. O bunătate. Dar că nu mai pot vorbi acum, păi, da drumul la lămâie, mănânci lămâie în fața trompetistului, coleg. Ok. Județul Prahova, iată, este inclus în proiectul ăsta cu două comune și trei rute. Valea Doftanei, cu celebra cașcavea, am văzut un pic pe site, da, pe România Atractivă. Ai mâncat cașcavea de-asta? Am mâncat, o fi fost, o fi fost. Da, ai luat-o de pe acolo? Luat-o de prin zonă, da. Așa. Am gustat și eu, dar nu, adică, nu știu, eu am luat-o de aia, coajă de aia, de brad, de nu știu, nu mi-a plăcut. Nimic senzațional, dar da, fiind o chestie patentată și fiind recunoscută, fi ok. Păi, pe când la cârnații de preșcoi, tăticu, mănânc 10 și ceea ce am făcut, nu că e glumă. Am mâncat 10 kg într-o noapte. Într-o noapte? Da. Și n-ai bubuit? Nu. Cu explozii. Cu șpriț și rock and roll. Știi cum a mers? Da? Cu vărul meu, cu Jviț, îl salut așa. Din Spania, cu Jviț. Da, am mâncat de fes, cam 10 kg așa, de cârnat de aia. Am început primele îmbucături cu pâine. Că e păcat, adică, știi? Dar după aia, da, nu mai puteai și pâine. Și era doar vin negru, astea erau. Vin negru și cârnați. A, până dimineața. Și tu ai putea fi și în Spania și România în același timp, dacă... S-a cumpărat. De la mărime, da, da. Da, mamă. Nu, eu sunt capabil de extreme de-astea, da, fără probleme. Sunt, de fapt, un om al extremelor. Da? Cum zicea Cristi Minculescu, totul sau nimic. Sau nimic. Bun, și ia să vedem, deci pe lângă Valea Doftanei, avem Drajna cu ruta castrelor romane și ruta satelor cu arhitectură tradițională. La Drajna, primăria a inițiat un proiect de fonduri europene, din fonduri europene, denumit Parc Arheologic Castru Roman, iar Consiliul Județean Prahova a accesat fonduri europene în valoare de 2,1 milioane de lei pentru restaurarea și punerea în valoare a doar 6 case tradiționale din localitate. Păi dacă facem noi calculul, 2.100.000 de lei, împărțit la 6 case, asta ar însemna că am vreo 350.000 de lei pe casă, da? Da. Ca să o repar, să, asta, practic asta îi fac, da? Mai dau o față, nu o construiesc de la zero. 350.000 de lei, facem cu 5 lei euro, da. 70.000 Bine, de o să vedem și o poză, probabil, asta e una dintre... casele case, ce urmează a fi recondiționate, deși la momentul ăsta... Bă, nu e mare, n-ai ce să faci. N-arată foarte rău. Ce, exact, da. Bă, cine știu, bine, uite, numai acoperișul costă mult, că e și în rădea de lemn. Și în vilă din lemn, care... Și în vilă din lemn, 70.000 de euro, mi se pare o sumă uriașă pentru o casă. Am urmărit o perioadă, niște site-uri dedicate fenomenului, că e un fenomen de nișă foarte interesant ăsta cu restaurări și recondiționări de case vechi. Da, sunt din ce în ce mai mulți oameni care aleg să își facă, da, își cumpără niște proprietăți de genul ăsta și vor să păstreze tradiționalul acolo. Sunt oameni care și repară casele doar cu materiale de genul ăsta. Și sunt oameni care le strămută, practic le iau dintr-o zonă a țării, le pun pe camion și le montează în altă zonă a țării. Acolo unde lucrul ăsta se poate și calitatea materialului mai permite lucrul ăsta. Și am văzut niște prețuri vis-a-vis de materiale, că sunt niște materiale cu specific aparte, nu sunt... Da, sunt astea naturale, bio... De nu știu care, pe care găsești la un magazin specializat, nu le găsești acolo și sunt foarte scumpe, extrem. Da. Dar nu cred eu că le fac așa, mă rog, nu știu. Ia să vedem, România e pe ultimul loc în UE la ponderea absolvenților de facultate. Din ce în ce mai mult, de la începutul acestui an cel puțin, am vorbit despre topuri de-astea în care România ocupă ultimele poziții. Da? Da. Sau, dacă vorbim despre conotații negative, România ocupă primele poziții. Primele poziții. Anul trecut, iată, Actualitatea Prahoveană scrie.
43% din populația Uniunii Europene cu vârsta între 25 și 34 de ani era absolventă de învățământ superior, cu un punct procentual mai mult comparativ cu 2022. Mi se pare enorm, adică aproape din jumătatea populației cu vârstă cuprinsă între 25 și 34 de ani să fie absolventă de învățământ superior, mi se pare enorm. Foarte. Dar asta e un target al UE, atenție, ea impune asta. Probabil că de aici și ușurința, da, cu care copiii de acum își promovează examenele, că dacă depinde, a zis UE... Depinde și cât de facil e ca la un moment dat într-o țară membră UE să fie absolvent de învățământ superior. Mi-e greu să cred că nu era momentul ăsta să se face facultate cum se făcea în România acum vreo 30 de ani. Că rar mai bine, dar fac și ei. Fac și ei, sunt ăia care sunt chitiți și copii deștepți, că așa s-au născut. Da? Și muncitori și așa mai departe, sunt ăia, îi vezi de, cum le zicem noi, Dexter. Da. Îi vezi de mici că sunt pe școală. Da? Dar totuși, 43% se pare mult, mult. Conform acestor date, 13 țări UE îndeplinesc deja obiectivul fixat de Uniunea Europeană pentru anul 2030. Respectiv 45% din populația cu vârstă între 25 și 34 de ani să fie absolventă de învățământ superior. Deci UE a dat ordinul ăsta, deci da? Deci asta cu obiectivul... Adică vă faceți într-un fel, da. Nu mă interesează, examene ușoare... Păi da, dacă faceți într-un fel ca ăștia, copiii ăștia, să fie absolvenți de facultate. Când o entitate cum e UE fixează un obiectiv, sau o entitate cum era URSS-ul, sau... Când ea fixa un obiectiv, aveai parte și se ajungea încet, dar sigur, la niște situații halucinante unde îți dau logică, alte de bunul simț. Vom avea poate procente de 100%, dacă vrea UE, la 100% din procentual. Sau de 120%. De ce nu, până la urmă? În frunte este Irlanda, unde 63% din populația totală cu vârstă între 25 și 34 de ani e absolventă de învățământ superior. E uluitor. Da. Da? Urmată de Cipru, 62%. Uite, ciprioții, frate, ce-i tu că ăștia ciprioții sunt așa nu pe școală? Gândi, da. Da? La o boală pe școală, halul ăsta așa, să o mănânce toată. Luxemburg, 60%. Lituania, 57%. Țările de jos, 55%. Suedia 54%, Spania și Franța, ambele cu 52%, Belgia 50%, Danemarca 49%, Malta și Polonia, ambele cu 46% și Letonia cu 45%. Deci ăștia deja au luat-o înaintea coordonatei UE. Uite, eram gata să întreb, văzând trecerea ta în reviste, eram gata să întreb de Italia, dar am găsit-o, era categoria așa nu. Da. Dar în contrast, se mai spune aici, țările membre cu cea mai mică pondere absolvenților de facultate, populația cu plaja asta de vârstă 20-34, sunt România, 23%. Deci ultima, asta, da. Ungaria, 29% și, iată, Italia, 31%. În toate, foarte puțin, da. Foarte puțin. În toate țările membre UE, ponderea absolvenților de învățământ superior este mai mare în cazul femeilor, da, decât în cazul bărbaților. Foarte interesant și aici. Decalajul între sexe variind de la 5 puncte procentuale în cazul Germaniei și până la o diferență de 24% în Estonia, Letonia și Slovenia. Da. La nivelul întregii Uniunii Europene, femeile au atins deja ținta fixată de UE, deci ele ridică media. Pentru anul ăsta 2030, în condițiile în care 45,1% din femeile cu vârsta între 25 și 34 de ani au finalizat o formă de învățământ superior încă din anul 2019. Deci 45,1% înaintea UE. Înaintea timpului. Da, depeș UE au fost. În 2023 această pondere a crescut la 48,8%, în timp ce în cazul bărbaților ponderea este de doar 37,6%. Se va face la un fel, dacă vrea UE, astfel încât vor fi și facultăți pentru proști dedicate. Dar de ce nu? Exclusiv proștilor. Deci, am terminat cursurile facultăți pentru proști, unde am învățat. Și ce devii? Prost? Ce? Prost cu diplomă. Prost adjunct. Are o facultate. Uite, cum am făcut ăștia la fotbal. Că erau unii prosti, săraci, nu prindeau nicio cupă europeană. Și a zis, bă, avem Champions League, mai avem și Europa League și vă mai facem vă o conference. Așa. Să avem și pentru proști, ăia mai proști, că nu prind nicio... Fără mă și noi ceva acolo. Unii spuneau la un moment dat, bubușea râsul, să facă niște cupe europene pentru ligile inferioare.
A, da. A pus o idee de genul ăsta la un moment dat, veniseră. Da, zic, găsim loc. Uite, de exemplu, în România, acum, examenul de capacitate, da? S-au fost treaptă întâia, cum era treaptă întâi? Treaptă întâi, da. Da. Deci, adică, dintre a opta, ca să te duci de la gimnaziu la liceu. Învățământul liceal, da? Da. Dintre a opta, între a nouă. Eu țin minte că înainte exista și riscul, erau foarte mare de exista, să nu prinzi niciun loc și un an să stai pe bară. Da. Da, da, da. Exista riscul ăsta. Da. Păi nu prea se întâmpla des, da? Acum, cât ai fi de prost, mă uitam ieri pe un plan de ăsta anual, că sunt direct interesat, mă rog, au fost instituții de învățământ în România, unde anul trecut, da, s-a intrat cu media 2. A. Deci cu media 2... Păi, bine, dar și atunci, ca să zic așa, pe vremea noastră... Păi și atunci, corect. Riscul mare era să-ți continui studiile liceale într-o instituție de învățământ în care n-ai fi vrut să intri, să treci pe lângă ea. Da, dar păi să înveți acolo. E, acum diferența, zic eu, notabilă, este că acum cât de prost ai fi, că așa a adus sistemul și a îmbrăcat lucrurile, da. Da, nu ai cum să rămâi pe afară. Tehnic e imposibil. Deci cât de prost ai fi, un loc undeva ți se va găsi. Și da. Păi ne îndreptăm ușor, ușor, sistemul asta vrea către idiocracy. Da. Dacă cine a văzut filmul ăla știe despre ce vorbim. Da. Bun. Proporția bărbaților, întorcându-ne la articolul din Actualitatea Prahoveană, România pe ultimul loc în UE, la ponderea absolvenților de facultate, proporția bărbaților absolvenți de învățământ superior a crescut totuși în ultimii 10 ani, dar într-un ritm mai lent decât în cazul femeilor. Astfel încât decalajul ăsta între sexe a crescut și el, logic, în timp, ajungând la 11,2 puncte procentuale în 2023 față de 10,3 puncte procentuale în 2013. Nu mai bateți mingea și mai puneți burta pe carte, că ajungeți, Doamne iartă-vă, să vă hăitați cu cine știe cine și faceți pușcărie prin Kosovo. Da. Da, dar ne întoarce după pauză. Nu, că românii, dacă e, fac pușcărie în Danemarca. În Danemarca. Cetățeni UE. După pauză vorbim de Danemarca, da, care a început să închirieze pușcării prin Kosovo, de exemplu. Salutare, prieteni! Ne-am întors în trenul de noapte. Suntem în partea de-a emisiunii aici la RNTV cu Bubanu și Pali. Hai să vedem mutarea asta interesantă a Danemarcei. Da? Ea închiriază o închisoare în Kosovo pentru deținuții non-UE. Să-i seama că asta este un prim pas. Văd cum stă treaba. Da. Și se va perpetua treaba, cu siguranță, modul ăsta de lucru. Republica News.ro, ceea ce ne miră este totuși faptul că mirosim un pic de discriminare aici. Cum adică cetățeni non-UE? Cum adică un pic? Da. Un pic, o tonă! Așa, da, asta e, aici e șmecheria. Parlamentul din Kosovo a aprobat săptămâna asta, joi, nu, săptămâna trecută, că joi săptămâna asta nici nu există. Da. Încă. Suntem miercuri. Sau ce zi? Azi marți. Nici nu știu. Pe bune, vezi cum trece timpul ăsta. Marți. Da. Marți, că s-a chinuit Dinamo cu Cixere de aseară. Da, gata. Mi-am adus aminte. Săptămâna trecută, joi, Parlamentul din Kosovo a aprobat un acord prin care închiriază Danemarcei 300 de locuri într-o închisoare pentru o perioadă de 10 ani în schimbul la 200 de milioane de euro. E, pentru Danemarca suma e infimă, da. Probabil pentru Kosovo o sumă importantă, n-avem de să știm, okay. Dar mă gândesc mai important e în Kosovo să ai 200 de milioane de euro în buzunar decât în Danemarca. Și, da, vezi de șmecheria că dacă e fi scos pe ăștia din țară, îi... Să-i arunci la ei acasă, în pușcării la ei acasă. Să-i arunci în cap. Da. Cum domenii, dați afară din Danemarca, bă, sunt și ei oameni. Au îmbrăcat-o frumos, așa. Au îmbrăcat-o frumos. Noi, practic, ei practic tot de noi vor ține. Sunt sub administrație daneză, doar că nu-i mai ținem în Danemarca. Așa. Ne ocupăm de ei. Că nu mai putem nici noi. Așa. E ca și cum marile branduri, da, îți explică că este aceeași calitate. Da? Da. Adică e calitate, frate. Nu ca aceeași calitate, e calitate a produsele lor, care odată, de exemplu, erau făcute în Statele Unite pentru niște branduri mari de acolo, iar de nu știu câte vreme se fac în China. Și ei spun, nu tată, că e tot calitate. Da? Și acolo. E vrăjeală. Da. Niciodată nu e așa. Da? Nu compari un produs făcut în China, indiferent sub ce standarde, cu același produs de aceeași firmă făcută în țara lor. Niciodată. Da? Și ăștia așa zic, bă, stai puțin, că tot noi suntem Danemarca aici, dar pe sol... Kosovezi. Da. Kosovar.
Conform acestui acord, Priștina, iată, va închiria Danemarcei 300 de celule în închisoarea Gilan, situată în centrul est da, al Kosovo. Aceste celule, care vor fi într-o închisoare reconstruită, vor fi folosite pentru infractorii condamnați din afara Uniunii Europene, care urmează să fie expulzați din Danemarca după ispășirea pedepsei. Aici e goloneala mică. Da. Deci ei urmează să fie expulzați din Danemarca, atenție, după ispășirea pedepselor, dar ei în mod concret și tehnic sunt expulzați din Danemarca înainte de ispășirea pedepselor. Da. Dacă tu nu mai ești Danemarca dacă ești la Priștina. Băi da. Da, normal. La Gilan. Doamne, noi expulzăm, asta e goroneala. Da. Deci, noi nu uităm afară de Danemarca, că tot ținul danez acolo. Ne-am închiriat, e tot Danemarca, doar că era Priștina. Da. Uite că ăsta, acordul ăsta între Kosovo și Danemarca, cam de vreo 2 ani e negociat și acum au bătut palma. Este o veste foarte bună. Ia, fii atent ce declară ministrul danez al justiției, Peter Hummelgaard, după votul Parlamentului. Reconstrucția închisorii din Kosovo poate începe acum, astfel încât aceasta să fie pregătită să primească infractori condamnați la expulzare din Danemarca. Acest lucru trimite un semnal clar infractorilor străini. Viitorul lor nu este în Danemarca, ci nu ar trebui să își ispășească pedepsele aici, a adăugat el într-un comunicat de presă. Păi, bă, v-ați trezit cam târziu. Bine, v-ați trezit că mureați. Da? Da. I-ați ținut în puf atât pe nenorociți și țineți în continuare lumea asta largă, încât v-au sufocat. Și s-au trezit și au zis, bă, cum naiba să facem ca să nu pară că suntem oameni normali și deci extremiști, că un extremist e un om normal, care nu acceptă niște tâmpenii. Și atunci ceilalți i-au pus ștampila asta. Băi, ești extremist. Dacă nu accepti niște mizerii, niște aberații, ești extremist. Și danezii acum, fiind oameni normali, deci extremiști, au zis, bă, cum naiba facem că murim cu ăștia aici, ne omoară. Hai să o dăm într-un fel și să fie bine, să sune... Cum să expulzăm noi pe ăștia fără a fi acuzați? Da. Hai să vedem ce se va întâmpla cu banii. Uite, cele 200 de milioane de euro plătite de către Danemarca vor fi utilizate pentru îmbunătățirea instituțiilor penale din Kosovo și pentru proiecte de energie regenerabilă. Foarte au băgat-o și pe asta pe energia regenerabilă. Păi cum să nu aplauzi? Păi da, normal. Mai zici tu că este discriminare? Păi este. Când bagi cu regenerabilă, cu energie, cu salva planeta. Acum va fi discriminare între pușcăriașii aduși din Danemarca în Kosovo, care vor beneficia de niște condiții, probabil că am pușcăriile daneze, așa, și pușcăriașii din Kosovo, care să zice pe acolo mâncare. Treaba lor aia, să uită frumos la TV cum trăiesc aia, bine mersi, în pușcăriile astea daneze din Kosovo. Să facă și ei, dacă își merită. Această soluție a fost adoptată pentru a face față supraaglomerării închisorilor din Danemarca. Când acordul a fost anunțat pentru prima dată în 2021, au apărut îngrijorări privind tratamentul deținuților în Kosovo. Auzi, băi, aia-s cam... Băia, sunt oameni mai normale acolo în Kosovo, adică mai dau bătaie pușcăriașilor. Pușcăriașii nu sunt chiar așa de ținuți în puf, cum îi ținem noi. Adică nu prea este o situație aberantă. Acolo e o situație normală. Deci pușcăriașii trimiși acolo vor avea de suferit. Da? Și cine și-ar dori din UE, din sistem, ca un pușcăriaș să sufere? Deci pușcăriașul este făcut să se simtă bine în pușcărie, nu să sufere. El făcând pe alții să sufere de a intrat acolo, sistemul a gândit lucrurile cu pușcăriile astea de acum, ca ăștia pușcăriașii să stea în puf. Și ăștia au zis, bă, ăia în Kosovo acolo, ca în România, ca în Rusia, ca în Serbia. Păi ăștia, păi, paradez pe aia pe pușcăriași acolo. Dar cum să e normal? Mamă, vreo prostie să te dea afară de acolo. Da. Închisorile și centrele de detenție din Kosovo sunt adesea afectate de violențe între deținuți, corupție, expunere la opinii radicale. Expunere la opinii radicale. Da. Bine, aici ei au îmbrăcat-o frumos în cuvintele astea, partea aia cu islamismul, să nu se dea la oia de să le pună bombe după aia. Da. Lipsa asistenței medicale și violență din partea personalului, conform unor grupuri de apărare a drepturilor deținuților. Grupurile astea de apărare a drepturilor nenorociților, i-aș face pachet așa toate grupurile astea și i-aș băga în pușcării de alea cum trebuie să fie pușcării. Adică cine intră acolo care a greșit, să simtă că a greșit și să nu... Să nu mai facă. Mai facă așa ca nu cumva vreodată să mai intre acolo. Deși guvernele celor două țări au încheiat acest acord în 2021, Parlamentul kosovar nu a reușit să adopte legea până acum din cauza opoziției partidelor.
Da. Bine, ușor... Ce-o fi zis aia? Dă-i încolo de 200 de milioane de euro când ne dați voi acolo, dar aveți și noi nemernici, noi ăștia aici e o grămadă, e plin. Că zona aia e plină de nemernici. Albania, Kosovo, pe partea aia acolo, Bosnia-Herzegovina, e teribil ce, da, ce se întâmplă. Da, se va deschide o cutie a Pandorei odată cu luarea acestei decizii. De exemplu, de ce nu America n-ar putea să spună și ea, domne, toți deținuții care nu sunt cetățeni americani, da, noi de aici vor fi trimiși în închisori din Juarez. Da, din Mexic, da. Bă, fac un contract cu ea, le dau $1 miliard și bă, cine face nasoale pe teritoriul Statelor Unite și nu e american, da, îl dăm la Juarez. Da? Da, da, e interesant. Hai să vedem, la ăsta s-a dat singur la ruși, l-au prins ăștia, ni l-au dat nouă după aia la presă, imediat, în secunda 1. Da? SRI, deci o poveste legată cu ață, nu știu de care, că nu e albă, e de aia, de fosforescentă și de să-ți ia ochi. Cum erau și retul ciclam, în discoteci, în da, anii 90. Fucsia, nu știu, ciclam, fucsia, ceva de genul ăsta. SRI despre cazul ploieșteanului acuzat de trădare. Începând cu anul 2022, cetățeanul român a colectat informații cu caracter militar. Datele au fost transmise către diplomații ruși. Ăsta, fiind din Ploiești, am mai spus noi ieri, când am prezentat... Mă rog, încă o știre legată de subiectul ăsta, asta este restanță. Omul era și fan Bubanu și Pali, ne asculta la radio, ne mai întâlneam cu el, mai prezentam concerte. Ok, da, e în regulă. Serviciul Român de Informații, ploieștean, da? Da, un om ploiești. Serviciul Român de Informații a furnizat detalii în legătură cu dosarul ploieșteanului anchetat de DICOT pentru că ar fi spionat obiective militare și ar fi trimis informații unor diplomați din ambasada Rusiei la București. Bun. Acum să vedem ce se întâmplă cu diplomații ăia. Păi deja, în cazul unei întâi s-a luat măsura. Da? Măsura ce? Să-și ceară scuze. Să-și ceară scuze autorități române. Vă cerem scuze că v-am dibuit. Nu, unul este... N-am vrut. Spuneți-i dumneavoastră lui Putin, i-a spus ambasadorului sau diplomatului, mă rog, nu ambasadorului, diplomatului. Da? Excelență, spuneți-i dumneavoastră lui Putin că ne pare rău că l-am prins pe ăsta care spiona pentru voi. Da, asta e. Unul dintre ei, un rus, deja a fost declarat persoana non grata. Așa, și ce e persoana non grata? Pleacă de la casă și acum găzare. Da, persoana non grata, fac și eu niște nenorociri și tu mă declar persoana non grata și sufăr eu tare. Poate ești mai sensibil. Păi, dar nu se întâmplă normal altfel de l-ai prins că spiona și că făcea, se pregătea să-ți facă rău, practic, asta înseamnă, nu? Se pregătea să-ți facă rău, pregătește-te să-i faci rău. Tu îi zici persoana non grata și gata. Poate să-mi pregătiți. Îi dai un buchet de flori și îl trimiți acasă? Ce spun reprezentanții SRI? În urma acțiunilor specifice ale Serviciului Român de Informații, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, structura centrală, au dispus la data de 23.05.2024 reținerea unui cetățean român cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare. Începând cu anul 2022, cetățeanul român a colectat informații cu caracter militar și a fotografiat tehnică militară de luptă și deplasarea personalului în proximitatea unor obiective militare românești sau aparținând NATO, amplasate pe teritoriul României. Ce să pozezi, bă, la aia? Ce să faci? Până acum am reținut. Da, omul ce a făcut? A făcut poze. A făcut poze și a transmis de luptă. Informații. Bun. Informațiile colectate. Păi ce să-i transmis lui Putin? Că vine ăla... din contingentul francez NATO, de, au trimis aici să împușcă ca prostul un picior? Să împușcă francezul ăla ca prostul. Cine putea să împuște decât din armata franceză, singur, în picior? Da, mă rog. Mai, îi trimis de-astea lui Putin? Să vedem, informațiile colectate au fost transmise către diplomații din cadrul ambasadei Federației Ruse la București. Și atât. Păi da, a trimis informațiile astea, normal. Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a cetățeanului român pentru o perioadă de 30 de zile. Asta au zis cei de la SRI. La propunerea Serviciului Român de Informații, un diplomat din cadrul ambasadei Federației Ruse la București, care beneficia de informațiile furnizate de cetățeanul ăsta român de ploieștean, a fost declarat persona non grata. Bă, îți dai seama, i-au făcut și tricoul, au plimbat prin public, prin București, prin centru vechi. Așa, de către Ministerul Afacerilor Externe. Și gata. Persoana, și ce? În cadrul acestei acțiuni, Serviciul Român de Informații a cooperat, să mai spun aici, cu Direcția Generală de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Bravo, băieți!
L-ați prins pe Mata Hari de, de Ploiești, da? Că asta e... Încă o dată... Mata Hari, ai văzut că noi așa știam înainte. Da. Ne gândeam, eu cel puțin așa aveam eu impresia. Când eram mic, mi-o închipuiam pe Mata Hari, Sandra Romain, ceva de genul ăsta. Mia Khalifa. Da? Dar era urâtă cu da. Dragi. Asta e. Cher. Se schimbă treaba aici. Da. Da? Vorbim de frumusețe, frumusețea n-are vârstă. Are, are. O să vedem niște poze. 78 de ani vârstă, are, da? Cher, adevăratul motiv pentru care se întâlnește cu bărbați tineri. Zice ea, cei de vârsta mea sunt toți morți. Chestie prinsă în, da. În titlu. Foarte frumos titlul de la proiectul. Cei de vârsta mea care au avut de-a face cu mine. Da, mai ales. I-ați morți de mult. Da? De mult. Păi uite, vezi și cazul săracul Sonny Bono, că da. Vorbim imediat. Cher, celebra cântăreață, da, în vârstă e 77 de ani, spun oamenii ăștia, dar, ba, pardon, are 78 de ani, da, că e născută în 46. Da. A dezvăluit de ce se întâlnește cu bărbați tineri, așa cum este și iubitul ei actual, Alexander A. E. Edwards. Da. În vârstă de 38 de ani. 38, cu 78, ocupa și el. 40 de ani diferență, da? Într-o intervenție în cadrul emisiunii prezentată de Jennifer Hudson, who the fuck is Jennifer Hudson? Mi-a știți-a. Nu știu. Mm-hmm. Parcă sună cunoscut. Nu, e că, că confuz, seamănă numele. Cher a rupt tăcerea, da? Despre preferințele ei în materie de bărbați. Explicând de ce se întâlnește doar cu bărbați tineri. Bine, noi știm asta, da? Ea... Asta a vrut să demonstreze că iubirea n-are vârstă, dar a arătat că, practic, sexul n-are limite. Deci asta e. Motivul pentru care am ajuns să ies la întâlniri cu bărbați tineri este că bărbații de vârsta mea sunt cu toții morți acum. Asta ca poantă, da, o luăm ca lumea și aplaudăm. Iar înainte au fost îngroziți să se apropie de mine. I-a spus Cher lui Jennifer asta, care nu știm cine e. Precizând că cei tineri au avut curajul de a se apropia de ea. Inconștiența vârstei. Deci, în momentul în care Hudson a completat și a spus că bărbații tineri tind să fie curajoși, probabil o știi și asta. Sau disperați. Cine știe, da. Hudson, asta o fi și ea vreo mămăiță, da? Nu e, nu. Cher a adăugat, da, sunt crescuți de femei ca mine. Ok, acum să ne aducem aminte și de cum a crescut-o pe fata ei, Cher, da? Da. De nu-i dădea voie, a zis, mami, tu să nu fii ca mine. Și a ținut-o pe aia în lanțuri de nu i-a dat voie cu băieți, nu i-a dat voie cu băieți, până la urmă s-a dus aia cu fete. Fisa. Ok. Dacă mama nu i-a dat voie cu băieți, păi da, zis, tu să nu faci ca mine, știi? În cazul ăsta, Cher, că de asta spunem noi că e cam vrăjeală și o luăm doar ca poanta aia, că ea bărbații da. De vârsta ei sau mai bătrâni n-aveau curajul să se apropie și de asta se dă ea la tinere acum. Să ne explice Cher, de exemplu, colegul Bubanu, da? Da? Cum se face că atunci când era ea foarte tinerică, da? Da. O știm pe Cher, cânta, da. Cânta bine atunci, se lipea de aia mult mai mare decât ea, mult mai în, în vârstă, da? Sonny Bono, săracul, zice săracul că l-a crăpat, deci deja nu mai, da? Sonny Bono a murit în 98, la 62 de ani. Ăsta era cu 11 ani mai mare decât ea, mai bătrân decât ea, și totuși a avut curajul să o ia de nevastă, nu? Da? Păi cum vine asta, madame Cher? Că nu înțelegem, când ești tânără, vrei bătrânei, iar când ești mămăiță, vrei tinerei? Păi ar fi fost cu mei invers. Normal. Pe cum firesc. Normal? E firesc. Pe ce firesc? Ea zice că ea n-a avut curaj. Ăia mai bătrân. Dar uite, am demontat ceea ce a zis Cher imediat. Hai să vedem. Edwards, femeia aia, știu, de, apare povestea asta, nu știu cine e, mă rog. Da. Despre care Cher... A, nu, Edwards, stai puțin. Edwards, e ăsta de urmă cu el acum. E ăsta de, îi se zice A.E. A.E. Da, în românește. Asta da, e da. Porecla lui. E nickname-ul lui. Numele A.E. Scenă, da. Bineînțeles că A.U. vine de la Alexander și E.U. de la Edwards. Și a tras și el poreclă din inițialele numelor. Cum ar fi să fie porecla mea? M.P. M.P. Da. Mihai Pali. Da. Sau... Alu Bubanu să nu-i mai zicem Bubanu, îi zicem L.P. Lucian Pop. Da, da. Așa și-a tras atât și ăsta. Atât a putut omul. Nicnei. Ok. Cher zice că s-a îndrăgostit de asta, de Edwards ăsta. De așa. După... Despre care... și despre care povestește da. Că a crezut că e prea bătrână pentru el. Ea a crezut. Da, da. Da? Nu e primul iubit tânăr, totuși.
al artistei, în ciuda diferenței de vârstă de aproape 40 de ani. O, e chitită pe dăștia mici, da, și umblă cu vrăjeală. Deci s-a îndrăgostit de el după ce i-a transmis un mesaj. Da. El i-a dat un mesaj, deci s-a prinde repede și el îi dă un mesaj și ea se activează. Da? Da. Despre legendara cântăreață s-a spus că a avut relație și cu Tom Cruise. Pe ăsta îl băga în buzunar și fugea cu el în turnee. Tom Cruise e mic. Da, da. E foarte mic de înălțime, așa. Și Val Kilmer, amândoi cu 10 ani mai tineri decât ea. Și ei trecuți bine de 200 de ani. 200 de ani. Așa, păi de-aia i-a lăsat în urmă pe aia repede. Da. Cum a recucerit-o Alexander pe Cher. Deci a recucerit-o, da? Recucerit-o înseamnă că s-au certat. Da, potrivit unor surse, cântăreața a fost cea care a pus punct în relație. A zis, gata, băi, copilul, da, hai, la scara ta. Acum dormi și tu acasă la tine. Da. Dacă ai văzut copiii, mai zic, mă lăsa și pe mine, mami, tati, mă lăsa și pe mine să dorm la colega, la colegul, când e, hai mă, du-te, da. Ăsta a dormit vreo câțiva ani la Cher și după aia a zis asta, ia mai du-te acasă. Trebuie, nu ți le faci, pâine nu trebuie să cumperi, lasi foaia, te-am trimis, uite, l-ai lăsat pe hol acolo, eu ce să mă cu tine? Dar Alexander, iată, în marea lui noblețe, mărinimie și noblețe, i-a oferit timpul de care avea nevoie. Cher a zis, Cher, bă, mai am nevoie de timp. Așa. Cât? Vreo 200 de ani, să văd dacă e bine, nu e bine. Astfel că acum s-a împăcat, ea a fost mișcată de... Deci mă omoară asta cu femeile care au nevoie de timp. De timp. Dar ce e, mă, să ai nevoie de timp? Adică tu pui punctul unei relații că ai nevoie de timp. Timp de ce? De alții. De călcat, de alții. Păi de ce să ai timp? Alexander a jucat bine. Ia fii atent că spune cineva, o cunoștință de-a lui Cher, probabil. Alexander a jucat bine. I-a oferit spațiu atunci când a pus punct relației. A dezvăluit o sursă apropiată artistei, adăugând sursa asta, noi credeam că s-a plictisit de el. De unde? Însă adevărul este că Cher se bucură să petreacă timp cu el. Ea este într-un punct al vieții în care își dorește doar să fie fericită. Păi da, că când îți dorești să fii doar fericită când ești mămăiță, când ești tânăr, îți dorești să fii și trist, și nenorocit, și abătut, și îți mai dorești și când ești tânăr să fii fericit, dar nu numai asta. Ok, asta a mai spus prietena sau, nu știu, prietenul lui Cher, cunoștința aia, precizând și explicând că moartea cântăreței Tina Turner a avut un impact puternic asupra ei. A cam speriat-o pe mămăiță, știi? A văzut că a dat Tina colțul. Nici zice, Tina la prima tinerețe, dar mă rog. Eu sunt următoare. Moartea Tinei a făcut-o să realizeze că viața e prea scurtă. Pur și simplu își dorește să fie fericită, iar Alex o ajută în acest sens. A mai spus persoana din apropierea lui Cher. Hai să o vedem până la urmă pe Cher îndrăgostită cu ăsta mic. La 40 de ani diferență. Nu îndrăgostită, nu știu, e altă 40 de ani diferență între ei, da. Da. Uite-o pe Cher, o știm, da, observ că de la brâu în jos s-a întâmplat totuși ceva cu ea. Sau poate chiar de la gât în jos, dar capul, păi e la fel. În afara faptului că ea se mai face blondă, se mai da pe Cher și fața o recomandă ca fiind brunetă. Deci Cher, las-o brunetă, frate. Da, uite, s-a mai făcut și ea blonduță. Păi, da? Uite-o pe Cher și cu băiatul ăsta mic. Da. Da. Zici că este un băiețel de pe stradă, pe acolo și s-a dus repede, i-a dat drumul... Uite, i-a dat drumul maică-sii de mână, da, de la mână și s-a dus să facă o poză cu Cher care tocmai cântase. Ok. Din privire, știu, noroc că zici ține ochelarii aia tot timpul. Ăsta, Alexander, ăsta n-ai zice că e un tip inteligent. Așa, din ochișorii ai lui, așa. Păi de ce îți dai seama? Așa. Ok, am prins și jumate. Uite, i-a luat bruși mai mari, vechi, mama, practic, și cum da, și ție și... Ca să-i vină și la anul. Să-i vină și la anul și peste 2 ani. El n-a comentat, dar bine, mamă, cum e tu, i-am făcut jos acolo, am zis un pic. Dar ce are, Cher? Are și o umbrelă sau ăla rozi altceva? E de la cu baterii. O fi umbrelă de aia cu baterii. E capac de la brustică, da, pe mineral. Sau... Așa. Da. Mă, par fericiți, ceea ce e ok până la urmă. Da, bă, ui la omul ăsta și cred că, nu știu, relația asta are și o latură, zic, de ajutorare. De... Ok, nu știm noi, colegul, astea, atenție, că ce are băiatul ăla pe el. Nu știu ce cam are. Jumate din banii de a câștiga Cher în decursul vieții ei ca și cântăreață, ăsta își dă pe un costum de la.
O fi, probabil că da. Da, așa, uite, are și un fluture bângeraș la Gheorghe. L-ai luat în braț. L-ai luat în braț pe ăla, că n-ai de un sărinat. Eu ăla de la Kevin, cu turturicile alea două. Turtle doves alea. Ia să mai vedem. Share e share, el e el. Da, lasă-i. Uite, lărești cu ochișorii aia așa, cu aproape nimic în spatele lui. Bun, suntem noi răutăcioși, că strugurii sunt acri și că ăsta micul AE, ăsta e cu share. Da, cam asta e, mămăița, share, de-aia am pus noi tema astăzi, mamaie, share la tinerea refler. Da, suntem... share și se va da. Cu Banu și Pali, noapte bună! Bye, bye!